Deschidem Cartea Domnului la Exodul, capitolul 20, și vom citi de la versetul 1 până la versetul 17, inclusiv textul care este cu titlul Cele 10 porunci. Să ascultăm cuvântul Domnului. Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte și a zis: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ, sau în apele mai jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, că eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam ale celor ce mă urăsc. Și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău, să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele. Iar în ziua a șaptea s-a odihnit, de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău, să nu poftești casa aproapelui tău, să nu poftești nevasta aproapelui tău, nici robului, nici roaba lui, nici boului, nici măgarului și nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău. Amin. Să ocupăm locurile. Avem bunul obicei să repetăm puțin ceea ce am învățat din lecțiile trecute, repetând de fiecare dată, probabil ideile astea ne vor rămâne. Lecția din seara aceasta am intitulat-o Legi pentru comportamentul uman, legi divine, legi de la Dumnezeu pentru comportamentul uman. Vom aprofunda în mod general, ne vom referi la cele 10 porunci, așa cum le-am auzit citite în această seară din cartea Exodului, capitolul 20. Dar am învățat până acum câteva principii. Principiul numărul 1 este că Dumnezeu cheamă oameni și nu așteaptă voluntari. Exemplul lui Moise este grăitor. Dumnezeu nu a zis: cine vrea să meargă să salveze poporul meu din Egipt? Dumnezeu și-a ales un om pe care l-a pregătit și l-a trimis. Dumnezeu cheamă oameni. Și chiar dacă oamenii aceia par necalificați, îi califică Dumnezeu, îi pregătește Dumnezeu pentru lucrarea în care El îi cheamă. Principiul numărul 2, Dumnezeu lucrează cu vase zdrobite. Cel mai ușor Dumnezeu lucrează cu oamenii care renunță la ei înșiși, care renunță la ambițiile lor și se supun și se lasă modelați de Domnul. Principiul numărul 3, Dumnezeu vorbește și astăzi. La rugul aprins, Dumnezeu a vorbit lui Moise și, dacă vă aduceți aminte, spuneam atunci că Dumnezeu vorbește, în primul rând, să ne dea o revelație, nu? Să construiască o relație cu noi și apoi să stabilească și să ne inspire reverență, respect față de Dumnezeu. Asta s-a văzut imediat în atitudinea lui Moise. Moise se descalță, Dumnezeu se prezintă și începe această relație care o are cu Moise. Numărul 4, când ești sub presiune, aleargă la Domnul. Moise crede că toate lucrurile sunt aranjate, el se duce înapoi în Egipt și dintr-o dată parcă toate lucrurile se complică, exploatarea evreilor este mai cruntă, oamenii lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu se răscoală împotriva lui Moise
Și Moise săracul nu are unde să fugă decât la Dumnezeu. Și trebuie să învățăm că atunci când suntem sub presiune, cel mai bine să alergăm la rugăciune și să-L căutăm pe Domnul. Principiul numărul 5, sângele mielului ne răscumpără din moarte. Înainte de ieșire din Egipt, evreii își ung ușa de la stradă, dacă vreți, cu sângele mielului. Sângele mielului pe poartă era simbolul unei case răscumpărate și întotdeauna sângele mielului este cel care ne răscumpără din moarte. Întâi născuța Egiptului mor pe când evreii trăiesc pentru că a murit mielul lui Dumnezeu în locul lor. Numărul 6, cu Dumnezeu nu există imposibilul. Ajung la mare, sunt urmăriți de egipteni, nu este altă soluție decât porunca lui Dumnezeu de a trece marea. Și atunci Dumnezeu este specializat în imposibil. Am învățat apoi că experiențele pustiului ne maturizează. Încercările din viață, dificultățile prin care trecem, toate au rolul să ne maturizeze și să ne facă oameni destoinici pentru lucrări mai bune la care ne cheamă Domnul. Și ultima dată am discutat că în pustiu putem să învățăm lecții practice foarte importante. Ei bine, în seara aceasta vom discuta ca prim punct pregătirea pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Și Domnul a zis lui Moise, du-te la popor, sfințește-l azi și mâine și pune-l să-și spele hainele, să fie gata pentru a treia zi, căci a treia zi Domnul se va coborî în fața întregului popor pe muntele Sinai. Exod, capitolul 19, versetele 10 și 11. Întâlnirea cu Dumnezeu nu poate fi oricum. Nu putem merge oricum înaintea Lui. Avem nevoie de o pregătire și pregătirea aceasta, într-un cuvânt, se cheamă sfințenie. Sunt patru lucruri care Dumnezeu le cere poporului în momentul acesta. Le cere consacrare, le cere curățenie, trebuie să fie un popor consacrat în numele lui Dumnezeu, curat, trebuie să-și spele hainele, trebuie să fie disciplinat, Dumnezeu trasează anumite granițe unde nu au voie să meargă, nu au voie nici măcar să atingă cu mâna, nici măcar poala muntelui, pentru că este sfânt, Dumnezeu coboară pe munte și muntele este sfânt. Și apoi trebuie să fie ascultători, trebuie să fie disciplinați. Aceste patru lucruri le cere Dumnezeu poporului pentru această întâlnire extraordinară. Pe muntele Sinai, și o să vedeți câteva imagini mai încolo, se coboară slava lui Dumnezeu pe muntele Sinai. Sunt foarte multe tunete și fulgere. Aș vrea să vă imaginați ce s-a întâmplat, spectacolul acela extraordinar. Un nor gros al slavei divine acopere tot muntele acela. Sunt sunete foarte puternice de trâmbiță. Trâmbița lui Dumnezeu sună și se cutremură tot muntele. Muntele Sinai este acoperit tot de fum. Fumul se ridică în sus ca dintr-un cuptor, spune Sfânta Scriptură. Muntele se cutremură puternic. Sunetul trâmbiței este din ce în ce mai puternic. Moise vorbea și Dumnezeu îi răspundea din ceruri, pentru că Domnul a coborât pe vârful muntelui Sinai. Atât de extraordinar a fost evenimentul acela, că poporul la un moment dat a început să spune lui Moise să vorbească cu Dumnezeu, să nu mai zică nimic Dumnezeu, mai bine să-i spună lui și el să le spună, pentru că nu mai rezistă la presiunea prezenței lui Dumnezeu atât de puternică pe muntele Sinai. Iată cum descrie capitolul 19, versetele 18 și 19. Muntele Sinai era tot numai fum, pentru că Domnul se coborâse pe el în mijlocul focului. Fumul acesta se înălța ca fumul unui cuptor și tot muntele se cutremura cu putere. Trâmbița răsuna tot mai puternic.
Moise vorbea și Dumnezeu îi răspundea cu glas tare. Apostolul Pavel, dacă el este autorul, deși sunt unii care se îndoiesc că el ar fi autorul epistolei lui Iacov, epistole către evrei, ea, nu Iacov, evrei, aș vrea să citim din Evrei, capitolul 12, versetele 18 și 19. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Voi nu v-ați apropiat de un munte care se putea atinge și pe care era și care era cuprins de foc, nici de negura, nici de întuneric, nici de furtună, nici de sunetul de trâmbiță, nici de glasul care vorbea în așa fel că cei ce l-au auzit au cerut să nu li se mai vorbească. Pentru că nu puteau suferi porunca aceasta, chiar un dobitoc, dacă se va atinge de munte, să fie ucis cu pietre sau străpâns cu săgeata. Și priveliștea aceea era așa de înfricoșătoare, încât Moise a zis, sunt îngrozit și tremur. Dacă și Moise, care fusese în prezența lui Dumnezeu și era, putem spune că era mult mai obișnuit ca ceilalți evrei cu prezența lui Dumnezeu, el spune, sunt îngrozit și tremur. Și voi v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul Ceresc, de zecele de mii de adunarea în sărbătoarea îngerilor. Epistola aceasta către evrei descrie extraordinar spectacolul acela unic al coborârii lui Dumnezeu pe muntele Sinai. Tot poporul auzea sunetele, tunetele și sunetele trâmbiței și vedea flăcările muntelui care fumega. La priveliștea aceea, poporul tremura și stătea în depărtare. Ei au zis lui Moise, vorbește-ne tu însuși și te vom asculta, dar să nu ne mai vorbească Dumnezeu ca să nu murim. Moise a zis poporului, nu vă înspăimântați, căci Dumnezeu a venit tocmai ca să vă pună la încercare și ca să aveți frica Lui înaintea ochilor voștri, pentru ca să nu păcătuiți. Poporul stătea în depărtare, iar Moise s-a apropiat de norul în care era Dumnezeu. Capitolul 20, versetul 18 la 21. Aș vrea să mergem mai departe și să vă arăt câteva imagini. Este exact textul care l-am citit înainte. Din Evrei, capitolul 12, spune că priveliștea aceea era așa de înfricășătoare că Moise a zis, sunt îngrozit și tremur. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina. Să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeu nostru este un foc mistuitor. Probabil că lucrul ăsta îl uităm de foarte multe ori și Dumnezeu devine parte din cotidianul nostru, din limbajul nostru obișnuit și ar trebui să știm întotdeauna că stăm în fața unui Dumnezeu extraordinar și ar trebui să ne cutremurăm din când în când și să ne verificăm ținuta, să ne verificăm limbajul și mai ales atitudinea. Iată vârful muntelui Sinai, rocile de pe vârful acestui munte Sinai sunt arse de foc, sunt negre. Acum, cei mai mulți dintre noi suntem obișnuiți cu Sinaiul vechi, unde și noi am fost cu excursiile noastre prin Israel, dar se pare că nu acela este muntele Sinai, care îl au arabii acum în stăpânire, ci este în Arabia Saudită. Traseul nu este cel vechi care este cunoscut, ci probabil că ar trebui una dintre lecțiile noastre să urmărim noul traseu descoperit recent, pentru că zonele acestea, fiind sub jurisdicția Arabiei Saudite, au fost pur și simplu interzise pentru oricine de a le cerceta. Dar
acesta este de fapt vârful muntelui Sinai, unde rocile lui sunt arse de foc și astăzi. Muntele Horeb și Sinai, le vedeți în partea de jos, imaginea din jos, și vârful muntelui Sinai are o rocă neagră care este în mod clar arsă de un foc neobișnuit. Până și în zilele noastre, locul pe care a călcat piciorul lui Dumnezeu este o mărturie în Arabia Saudită. Rocile arse de foc de pe munte și unde este geata aceea mare, unde scrie locul sfânt, erau de fapt unde stăteau evreii în discuția pe care au avut-o cu Dumnezeu, când Dumnezeu le-a dat cele 10 porunci. Iată locul taberei lui Israel, la poalele muntelui Sinai, este depresiunea aceea înconjurată de munți și pe vârful muntelui Sinai a coborât Dumnezeu și le-a dat cele 10 porunci evreilor. Tot poporul auzea sunetul trâmbiței și vedea flăcările muntelui care fumega. La priveliște aceasta, poporul tremura și stătea în depărtare. I-au zis lui Moise, vorbește-ne tu însuți și te vom asculta. Să nu ne mai vorbească Dumnezeu ca să nu murim. Erau așa de conștienți de prezența lui Dumnezeu și știau că o asemenea prezență poate să distrugă ființa lor. Dumnezeu a dat atunci lui Moise tablele cu cele 10 porunci. Aici evreii au niște glumițe așa specific evreiești. Le spune că a venit Moise și le-a zis, am două vești foarte proaste. Zice, prima veste rea este că am negociat, dar 10 rămân, nu putem să le desfințăm, asta 10, au rămas asta 10. Și vestea cea mai proastă este că, zice, porunca 7-a rămâne. Evreii probabil au insistat să scoată porunca 7-a, care spune foarte clar să nu prea curvești, au vrut să o scoată afară. Unii mai șmecheri spun că românii de-aia taie cifra 7 cu o liniuță, în afară, se pare că numai noi mai facem chestia asta, că alte popoare nu lasă pe 7 fără liniuță. Dar, dincolo de glumă, este faptul acesta real că Dumnezeu, de pe muntele Sinai, în prezentarea aceea glorioasă, a dat poporului aceste 10 porunci pe care le-am citit din capitolul 20 din Exod. Prima poruncă, de fapt, haideți să facem un pic de clasificare. Primele 4 porunci se referă practic la relația noastră cu Dumnezeu. De la porunca 5 până la porunca 10 se referă la relațiile noastre unii cu ceilalți. Și sunt unii cercetători care spun că, de fapt, asta este crucea, relația noastră cu Dumnezeu este primordială și apoi relațiile noastre pe orizontală cu ceilalți se susțin, se nasc, trăiesc din această verticală, din relația cu Dumnezeu. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine, este prima poruncă din cele 10. A doua, să nu-ți faci chip cioplit. Practic, să nu-ți construiești idoli. Porunca aceasta a creat în toată istoria lui Israel un lucru foarte ciudat. Pentru că se spune foarte clar aici în porunca aceasta, dacă citim din nou textul din Exod, capitolul 20, cuvântul Domnului spune foarte detailat aici, să nu-ți faci chip cioplit. Nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul, pentru că, de ce?
ca să nu te închini înaintea lor. Acum evrei întotdeauna au luat poruncile lui Dumnezeu într-un mod preventiv. Ei întotdeauna au mai pus încă câteva sute de porunci, așa ca să nu calce poruncile astea 10. Nu? Și ei au văzut în această interdicție să nu-ți faci chip cioplit și nici să nu pictezi sau să desenezi vreun chip oarecare a lucrurilor care sunt pe pământ, în cer sau în mare. Ei au luat-o în mod literar și au refuzat orice artă. Au refuzat orice artă în toată istoria lor. Ori e foarte ciudat. Nu cred că Dumnezeu a zis să nu vă apucați să pictați sau să sculptați, că vai așa mari de voie vor fi. Nu cred că asta a fost intenția lui Dumnezeu. Intenția lui Dumnezeu a fost, versetul 5, să nu te închini înaintea lor. Să nu-ți faci obiecte în fața căruia să te închini. Asta a fost scopul poruncii lui Dumnezeu. Dar foarte interesant, în toată istoria evreilor, nu veți găsi pictori sau sculptori evrei, probabil în epoca modernă, acum, mai ales evrei care nu se țin de credința lor, au trecut peste regulile acelea. Dar este un popor care n-a creat artă plastică, dacă vreți. Ori, așa cum spuneam, porunca țintea interdicția închinării înaintea acestor înfățișări. Acum, în istorie există o luptă formidabilă, pornită din Biserica Catolică, pe urmă a venit Reforma, au venit iconoclaștii, cei care au scos icoanele și le-au dărâmat, și noi suntem un fel de neoprotestanți, nu? Iconoclaști, nu? Că nu avem icoane în bisericile noastre. Probabil o să spuneți că asta e una, o icoană al lui Moise, nu? Dar de-a lungul istoriei umanității s-au întâmplat lucruri foarte curioase. În biserica primelor secole și mai ales după ce biserica a devenit autorizată de statul roman, nu? După Conciliul de la Nicea și după decretul lui Constantin cel Mare de recunoaștere a creștinismului, bisericile au început să devină pictate cu foarte multe scene din Biblie. Motivul era simplu, oamenii erau fără educație, nu știau să citească și veneau la biserică și veneau scena cu botezul Domnului, de exemplu, sau învierea lui Hristos, sau cine știe ce alte imagini din Biblie pictate pe pereții bisericii, și preotul putea să explice foarte ușor și oamenii vedeau imaginea respectivă a întâmplării din Biblie. De fapt, asta a fost scopul primelor icoane în Biserica Catolică. E adevărat că după schismă, Marea Schismă, Ortodoxia a luat alt stil de iconografie. România e plină de biserici pictate, de mănăstiri pictate, nu? E extraordinar să vezi arta care s-a folosit pentru producerea acestor picturi extraordinare. Dar omul este așa o ființă fragilă, mental, foarte ușor icoana aceea care reprezintă pe Domnul devine Domnul în persoană, Domnul în icoană, și oamenii se duc și se închină imaginilor, se închină icoanelor, se închină statuielor. Dacă vizitați biserici, eu știu, catolice, istorice, veți observa de obicei, când treceți pe lângă statuile unor sfinți, că picioarele lor sunt foarte bine lustruite de săruturile oamenilor care sărută marmura aceea de fiecare dată, crezând că lucrul ăsta le ajută la ceva. Domnul voia să își păzească poporul de idolatrie, să nu vă creați idoli, spunea Dumnezeu în porunca aceasta a doua. Porunca a treia spune să nu iei numele Domnului în deșert. Cred că trebuie să avem un studiu biblic special în biserica noastră despre asta, pentru că unul dintre păcatele, aș putea spune,
împotriva poruncilor lui Dumnezeu să petrece de exact aici, în domeniul ăsta. Luăm foarte ușor numele lui Dumnezeu în deșert. Domnul mi-a vorbit, Domnul mi-a spus, Domnul m-a îndemnat, Domnul mi-a pus pe inimă. Avem un întreg dicționar de vorbe de genul ăsta, ok? În care s-ar putea să-L dezonorăm pe Domnul, nu? Domnul e cu minte și de treabă și nu zice, taci mă, că nu e adevărat. Nu ne contrazice, nu? Că asta e mintea ta aici, e părerea ta, numai tu vrei să impresionezi lumea cu inspirațiile astea divine, nu? Ar trebui să avem mare grijă când folosim un asemenea limbaj, pentru că suntem în pericol să luăm numele Domnului în deșert. Să nu mai vorbesc când vorbim în numele Domnului, nu? Prin prorocii false, este unul dintre păcatele majore prin care luăm numele Domnului în deșert, în mijlocul bisericii Domnului. Din toate aceste 10 porunci, știți că în Noul Testament veți găsi menționate 9 din ele, cu excepția unei singure. Sabatul. Pentru că ce s-a întâmplat? Odată cu învierea Domnului Iisus Hristos dintre cei morți, ucenicii au considerat cea din tâi zi a săptămânii, ziua fundamentală a credinței creștine. Credința noastră creștină stă pe Hristos cel înviat, cel care a înviat. De aceea, prima zi a săptămânii a devenit sabatul creștin de-a lungul istoriei. Acum știu bine controversa care există, există foarte mulți creștini de alte denominații decât noi, care țin enorm de mult la ziua sabatului. Eram pe șantier în Arad și am invitat pe unul dintre prietenii mei, am crezut eu, să vină să-mi dea o mână de ajutor. Trebuia să transport ceva mobilă, eu știu. Și mi-a spus, zice, când? Sâmbătă? A, îmi pare foarte rău, nu ajut pe nimeni. Pe nimeni nu ajut, zice, ziua de sabat. Bun, dacă măgarul tău pică în șanț, nu? Sau, eu știu, nu-l scoți de acolo, nu? Fratele tău are nevoie de o mână de ajutor, nu-l ajut, nu. Ei, asta a fost un prim semn. În Chicago am avut binecuvântarea să fiu bun prieten cu păstorul de la Adventiști. Le-am făcut revista lor, a fraților adventiști, le-am făcut revista mulți ani de zile. Și bineînțeles că discutam foarte des cu el, l-am invitat la noi la biserică, a predicat de multe ori la noi la biserică. El nu m-a invitat la el la biserică niciodată, probabil a avut el motivele lui, dar într-o zi, stând la vorbă de vorbă cu el, m-a întrebat de ce nu țin și eu sâmbătă. Și am zis, frate dragă, hai să spun ceva. La ora actuală, cei care știu bine cum s-a făcut calendarul ăsta gregorian după care noi funcționăm, au descoperit că au greșit cu 4 ani. Deci nici ăsta, nici măcar anul în care suntem nu e corect. Da, ziua. Ziua nu mai știe nimeni. Zic, ce ai face dumneavoastră să constați la sfârșit că ai ținut vineri cu musulmanii și noi am ținut sâmbăta? Ce o să faci? Aoleu, zice, la chestia asta nu m-am gândit. Principiul este important. Să ții ziua asta a șaptea, n-ați mere care îi, una din șapte să o ții pentru Dumnezeu. Nu să te ții ca orbul de bâtă de o zi din asta, pentru că așa cum spuneam, nimeni nu știe în ce zi suntem astăzi. Mai ales că socotelele sunt și de la facerea lumii, nu? Izvoarele scrise ale istoriei sunt de foarte puțini ani. Nu știm mare lucru ce s-a întâmplat în
sutele sau miile de ani înaintea noastră, nu? De aceea, nu vă faceți probleme așa mari, pentru că nimeni nu știe în ce zi ne aflăm și e bine să ținem una din șapte. Și dacă biserica creștină de-a lungul secolor a hotărât că duminica, ziua întâia a săptămânii, când a înviat Domnul, e importantă și au ținut-o, hai să ținem și noi ziua Domnului și să nu ne facem probleme de conștiință din pricina aceasta. De fapt, am de gând, după ce terminăm capitolul ăsta cu călătoria prin pustie, să revenim la cele 10 porunci și să avem vreo 10 studii biblice despre fiecare poruncă în parte. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Toate lucrurile merg bine în societate și ne vom putea înțelege cu toată lumea dacă ne înțelegem bine cu părinții. Dacă nu te înțelegi bine cu tata și cu mama, nu o să te înțelegi bine nici cu aia alți. Totul începe de acasă. Să nu ucizi. Astăzi, în lumea noastră, porunca aceasta este aproape călcată în picioare de toate neamurile pământului. Se pare că în secolele noastre, secolele 20 și 21, au murit cei mai mulți martiri omorâți pentru Hristos din toată istoria. Niciodată societatea umană n-a omorât, nu și-a omorât copiii cum îi omoară astăzi, în numele libertății, în numele, eu știu, a choice, nu? Dacă este o alegere, domnule dragă, ai ales să omori pe cineva, asta este alegere, ai ales să omori pe cineva, e vina ta, e alegerea ta. Să nu comiți adulter, nu? Să nu prea curvești. Românii, în bancurile mizerabile care le fac în ultima vreme, au transformat limbajul acesta biblic, să nu prea curvești, într-un limbaj peiorativ. Deci să nu faci prea de tot. Nu prea, să nu fie prea. Nu? Biblia este foarte clară când vorbește despre prea curvie. Spune, de fapt, despre ea că prea curvia este când cei doi care comit actul acesta sunt căsătoriți, sau măcar unul dintre ei este căsătorit. Porunca numărul 6 era să nu ucizi, să nu comiți adulter, 7 să nu furi. Iar e o poruncă extrem de interpretată, nu? Nu furăm de la vecin, dar dacă putem de la stat, nu? Mai ales noi care am crescut în comunism, am venit cu o moștenire teribilă. Totul era al nostru, nu? Era al nostru, nu poți să furi de la tine, nu? Dacă era al nostru. Aveam o problemă cu chestiunea aceasta, pentru că încă mintea noastră funcționează după lucrurile alea învățate greșit altădată. Să nu depui mărturie mincinoasă. Asta înseamnă să nu minți, să nu faci la tribunal declarații false pentru alții. Nu vreau să intru în detalii, pentru că, așa cum spuneau, vreau să reluăm fiecare dintre poruncile astea și să vedeți ce complexe și profunde sunt. Și porunca 10, care este foarte interesantă, este unică într-un fel, pentru că ea le conține exact pe toate celelalte de sus. Să nu poftești ceea ce este al altuia. Să nu poftești gloria lui Dumnezeu, să nu poftești închinarea care o merită Domnul, să nu poftești numele Lui, să nu poftești viața altuia, proprietatea altuia, nevasta altuia, reputația altuia. Cele 10 porunci ar trebui să le cunoaștem. Aș vrea să faceți un exercițiu așa mental fiecare, să vedeți câte dintre porunci le știți. Nu neapărat în ordine, unele nu o să fie în ordine, dar să vezi din alea 10 cam câte știți. Și o să fiți îngrijorați, probabil.
Trebuie să nu uităm niciodată că aceste porunci au fost scrise de degetul lui Dumnezeu. Pe tablele aceea de piatră au fost scrise de degetul lui Dumnezeu. Dumnezeu a scris aceste porunci. Autoritatea morală a lor este neschimbată și absolută. Au rămas în istorie până în ziua de astăzi. Vreau să vă spun că codurile morale și juridice ale majorității țărilor din lume sunt bazate pe cele 10 porunci date de Dumnezeu. Ateismul poate fi demolat cu o singură întrebare. De unde aveți aceste principii care stau la... De la Dumnezeu, de la degetul lui Dumnezeu. Okay? Ele au fost date pentru binele fundamental al societății umane. Dumnezeu a dat aceste legi să putem funcționa în familie, în societate, să ne putem înțelege unii cu alții, să putem trăi o viață decentă. Spuneam că 9 din cele 10 sunt repetate în Noul Testament, dar sunt prezentate într-un fel standarde mai înalte. Funcționarea lor este să ne arate natura păcătoasă a noastră fiecăruia și să ne conducă la Hristos. Asta este scopul acestor porunci, să descoperim cât de păcătoși suntem. În Galateni, capitolul 3, versetele 24 la 25, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: astfel, legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos. Ma cuvântul ăsta, îndrumător, în greacă, înseamnă pedagog. Este un dascăr care, pedagog, era angajat de o familie de oameni bogați care lua copiii și ducea la școală. Și îi urmărea când veneau de la școală să-și facă temele. Oamenii bogați își permiteau să aibă un asemenea pedagog. Legea a fost un pedagog spre Hristos, un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiți neprihăniți prin credință. După ce a venit credința, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta, ci suntem sub Duhul Sfânt, care este de acum îndrumătorul nostru. Știți că Domnul Iisus Hristos a concentrat toate cele 10 porunci în două. Și în Matei 22, versetul 37 la 39, Domnul Iisus a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Asta sunt primele porunci, verticala. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă, spunea Domnul. Crucea să aibă verticala asta corectă. Iar a doua, asemenea ei, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Deci a doua, la fel de importantă, dar nu identică cu prima. Că aici am, când unii când citesc asemenea ei, nu, zic că identică, nu este identică. Noi nu putem să iubim pe Dumnezeu și pe oameni în același fel. Pe Dumnezeu trebuie să-L iubim, așa cum spune Sfânta Scriptură, din toată inima noastră, din tot sufletul nostru, din tot cugetul nostru, cu toată ființa noastră. Ori pe aproapele meu nu-mi cere Dumnezeu să-L iubesc cum îl iubesc pe Dumnezeu, nu? Atunci Dumnezeu și aproapele meu e tot una pentru mine, nu? Trebuie să-L iubesc ca pe mine însumi. Ca pe mine însumi. În încheiere, avem obiceiul să avem câteva concluzii sau aplicații practice. Haideți să le vedem. Hai să vedem cum să aplicăm aceste adevăruri. În primul rând, Dumnezeu a coborât pentru a reconcilia umanitatea cu sine. A venit din cer la noi să ne spună ce avem de făcut. A venit să ne dea poruncile Lui, legile Lui. Și a ales un popor prin care să răspândească în lume aceste porunci ale sale. Principiul numărul 2, frica de Domnul ne păzește de a nu păcătui împotriva Lui. Și coborârea lui Dumnezeu pe munte a avut și scopul să umple de frică. Până și Moise tremura de frică.
spectacolul acela, zgomotele și tot ce a fost, cu tremurul acela de pământ, a inspirat frică de Dumnezeu. Apropo, să știți că Dumnezeu nu s-a schimbat. El este același. El este același. Și n-ar trebui să uităm că într-o zi o să stăm înaintea Lui. Și o să dăm socoteală de viața pe care am trăit-o, dacă am ascultat sau nu de poruncile pe care El ni le-a dat. Haideți să ridicăm în picioare, să mulțumim Domnului pentru seara aceasta, să mulțumim Domnului pentru poruncile care El ni le-a dat, pentru cuvântul Lui și pentru harul care l-am avut în seara aceasta să fim în casa Domnului.